Bună seara și bun găsit la subiectul zilei. Discutăm astăzi despre o problemă a Radului, dar care, iată, se rezolvă în curând. Este vorba despre investiții noi la CET Arad și l-avem alături de noi pe domnul Corneliu Neamțiu, președintele Consiliului de Administrație al CET Arad SA. Bună seara! Bună seara! Îmi face o deosebită plăcere să ajungem la masa discuțiilor. N-am avut ocazia până acum să discutăm despre problemele Aradului. Se știe, vorbim de o gigacalorie care este destul de scumpă în momentul de față. Vorbim despre o tehnologie veche care, iată, găsește o soluție. Acum se vor face investiții mari pe partea de producție de electricitate și agent termic în parte. Despre ce este vorba? Care este fondul problemei la CET Arad? Cum s-a ajuns ca în zilele noastre să fie nevoie de această investiție? Da, astăzi suntem chiar în implementarea unor investiții în sursa de producție de la CET pe lignit. Investiții care au drept țintă producerea unui preț cât mai accesibil pentru consumatori, pentru populație, preț la energia termică. Aceasta va ajunge până la 50% față de cea existentă astăzi. Investiția nouă constă în finalizarea cazanului numărul 2 cu funcționare pe gaze naturale și o investiție nouă într-o turbină, acumulator de căldură și cazan recuperator. Ce înseamnă aceste investiții pentru CET? Știm că au existat întotdeauna probleme legate de halda de zgură, care, iată, acum se va închide. Știm că au existat și probleme în producție. Ce rezolvă în primă fază acea finalizare a cazanului 2, care va funcționa pe gaz? Investiția anterior amintită se regăsește într-un studiu de oportunitate aprobat de municipalitate, de Consiliul Local în 2012, investiție care cuprinde și închiderea depozitului de zgură și cenușă. Bineînțeles, odată cu schimbarea combustibilului, nemai având nevoie de depozit. Și această investiție este demarată, este implementată parțial. Astăzi vorbim de închiderea depozitului 1 și 3, din compartimentului 1 și 3 din cadrul acestui depozit, compartimentul numărul 2, rămânând deschis pentru funcționarea până la încetarea sezonului de încălzire. Înainte să vorbim de sursele de finanțare pentru derularea acestor proiecte de investiții, aș dori să specificăm și perioada în care conducerea CET și municipalitatea și-au dat seama de aceste nevoi, cam când s-au început demersurile ca aceste investiții să poată începe. Demersurile au început în 2011, în august 2011, când municipalitatea a primit o notificare din partea Ministerului Economiei, Direcția Energie și Mediu din cadrul acestui minister, prin care ni se aducea la cunoștință faptul că există posibilitatea alocării unei finanțări europene pentru producătorii de energie electrică, la care, la data respectivă, în termenele solicitate, am răspuns cu schița de proiect, cu ideile care le aveam atunci, aceste investiții materializându-se în studiul de oportunitate amintit și însușit în 2012 de către municipalitate. De atunci până în momentul de astăzi, fiindcă aceste investiții sunt împărțite în două etape, etapa întâi referitoare la cazanul 2, finalizarea cazanului 2, iar etapa a doua, investiția nouă în turbină, cazan și acumulator de căldură. Am început cu etapa întâi, astăzi suntem în implementarea etapei întâi referitoare la finalizarea cazanului 2 și punerea lui în funcțiune cu funcționare pe gaze naturale. O scurtă paranteză aici, acel cazan 2 a fost proiectat să funcționeze încă din anii 90, doar că nu s-a pus în funcțiune. După anii 90, finalizat în proporție de undeva 70%,
Acum, având în vedere aceste investiții aprobate de Comisia Europeană printr-o aplicație europeană în iulie 2012, investiții incluse și în Planul Național de Investiții al Ministerului Economiei și Comerțului, având schimbată sursa de energie primară. Și dacă trecem acum la ce înseamnă surse de finanțare, ați vorbit de Ministerul Economiei, dar să specificăm și contribuția orașului. Care este aceasta, dacă există? Aplicația europeană prevede o finanțare de minim 25% din cheltuielile eligibile efectuate cu această investiție. Noi trebuie să facem dovada inițierii acestor investiții pentru a fi în continuare eligibili și pentru a putea accesa aceste fonduri. Sub forma menționată de legislație, alocarea tranzitorie a certificatelor de gaze cu emisii de seră pentru perioada 2013-2020. Etapa întâi, așa cum se știe, aprobată și de către municipalitate, se referă la un credit luat de către operator, de către producător, în quantum undeva la 8 milioane de euro, credit în scopul finalizării etapei întâi. Termenul ar fi undeva luna septembrie 2014. Așa cum se prevede și în studiu, 12 luni pentru execuția efectivă a lucrării. Asta referitor la cazanul numărul 2. La etapa întâi, cazanul Iar acum o etapă importantă este instalarea acelei turbine pe gaze, pentru că practic acela este agregatul care are un randament foarte bun și va funcționa de acum încolo, deci va fi aparatul de bază, practic, acolo. Da, randamentul, eficiența întregii surse, cazan plus investiția nouă, va crește undeva la cel puțin 75% față de cel actual 57%. Pentru etapa numărul 2, de asemenea, modalitatea de finanțare, regăsându-se în studiu de oportunitate, atragerea unor fonduri din partea mediului privat, ne gândim la încheierea unui contract de asociere în participațiune, tot dintre operator și un investitor. Asociere care să aibă scopul realizării investiției noi, așa cum ați spus, turbina pe gaze, cazanul recuperator și acumulatorul de căldură și, evident, derularea operării comerciale a întregului ciclu combinat, adică cazan plus investiția nouă, pe o perioadă de, estimăm noi, 10 ani de zile, așa cum este și practica asocierii în participațiune. Presupun că va exista o licitație la care sunt invitați să participe investitori, care mai apoi să fie partenerii dumneavoastră. Da, bineînțeles. Atât caietul de sarcini, cât și modelul de contract de asociere în participațiune, unde fiecare are stabilit. În principiu, bineînțeles, că urmează negocierile cu investitorul care are oferta cea mai bună. Modul de participare a fiecăruia, ce tu-l participă cu cazanul numărul 2, cu alte instalații, utilaje necesare derulării întregii operațiuni de cogenerare, iar investitorul efectiv cu mijloacele fixe, cele amintite, care undeva ar fi la 40 de milioane 500 de mii de euro. Am ținut foarte mult să realizăm această emisiune din cauza că chiar și ultima campanie electorală la alegerile locale a fost bazată pe foarte mult pe problema din jurul gigacaloriei, dar această problemă a producției nu rezolvă tot, însă există și perspective de modernizare ale rețelelor de distribuție a agentului termic.
unde de fapt există pierderi. Vă propuneți și o astfel de modernizare, dacă am înțeles bine. Da. Referitor la rețelele de transport și distribuție a energiei termice, așa cum unde se știe că sunt pierderi. De fapt, pierderile noastre sunt cele la nivel național, în strategia energetică, amintindu-se că există pierderi în întreg sistem cuprinse între 35% și 70%. Pierderile noastre în jur de 37% menționate și în studiul de oportunitate 37-91% de astăzi urmează a fi diminuate. V-ați propus un target? Există o cifră până la care veți scădea aceste pierderi? Aici vreau să spun că inițial undeva în 2006 aveam 47-48%. Prin investițiile atrase de către municipalitate împreună cu operatorul de termoficare, astăzi au ajuns la cele 37. Acum dau cifre aproximative. Dacă doriți, putem citi exact din studiu, cantități, procente exacte. Nu e nevoie să intrăm foarte mult în detalii, doar trebuie să specificăm că există un trend de descreștere al acelor pierderi, ca să clarificăm unele situații legate de problema distribuției. Să vă și spun că au fost fonduri atrase atât din 2005, atât pe ordonanța 48, care prevedeau rambursări de TVA pentru, în scopul retehnologizării și modernizării întregului sistem, de la producție până la distribuție, cât și pe programul termoficare 2006-2015. Program prin care am accesat aproximativ 6 milioane de euro, în implementare până în 2015, mai rămânând undeva 5 milioane și ceva pe modernizare rețelele termice etapa a doua. Astăzi suntem în proiectare, în derularea unui alt proiect, așa cum știți, programul de cooperare elvețiano-român. În acest program, pe lângă reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a agentului termic din municipiu, municipalitatea are fonduri și pentru extinderea sistemului de iluminat și alimentarea cu panouri fotovoltaice. Dar revenind numai la sistemul de termoficare, ne propunem să atingem ținta optimistă pentru România, să spun așa, nu numai pentru Arad, undeva la 25-26% pierderi, diminuarea până la 25-26% prin sistemul de diminuarea pierderilor existente astăzi în sistemul de transport și distribuție. Trebuie să specificăm că deja există investiții făcute în cartierele Aradului, pe lângă blocuri se văd acele module termice care au înlocuit punctele termice au devenit săli de sport și așa mai departe. Investiții care încep să își facă simțită prezența în Arad. Apropo de ce înseamnă anul 2014, targetul am înțeles, trebuie să terminați acea investiție la cazanul numărul 2, să închideți halda de zgură și să porniți producția din toamnă sau de la final de an pe gaz. Turbina pe gaze când va funcționa la Arad? Termenul de finalizare de execuție este de 24 de luni. Va fi un termen impus și în contractul de asociere partenerului, investitorului nostru. După care, bineînțeles, urmează derularea contractului de asociere efectivă, care, bineînțeles, că urmează să ține cont și de oferta primită. Urmează o negociere. Cei 10 ani pot să fie 15, pot să fie chiar mai puțini, funcție de oferta și de investitori, de negocierile care vor fi purtate, bineînțeles, cu investitorul care va prezenta oferta cea mai bună pentru municipalitate, pentru cetățenii Aradului. Și dacă tot vorbim de ținte, atunci cam unde țintiți să ajungeți cu prețul gigacaloriei
pentru că este sigur că e un subiect foarte delicat în Arad și foarte multă lume s-a răzgândit și s-a debranșat de la sistemul de încălzire centrală tocmai din această cauză. Deși încălzirea centrală este una din cele mai sigure surse de încălzire și ar trebui să fie pe undeva și cea mai ieftină. Credeți că se va ajunge la Arad în situația în care, eu știu, să revină acea modă de a ne lega la oraș? Sunt convins de aceasta. Odată prețul producției va deveni jumătate față de cel de astăzi, așa cum apare în studiu undeva 14,1 euro megavatul, deci în jur de 16 gigacaloria față de 31-32 de astăzi. Acum, ca și o mică paranteză, fiindcă sunt și direct implicat, mi-aș permite să fac o comparație acum referitor la sistemul centralizat și centralele individuale. Comparația se face puțin incorrect, adică se ia în calcul costul gazului, mai exact. Dar dacă luăm și astăzi, să nu mergem mai departe, să spun, peste 24 de luni, când vom avea întreaga investiție care va diminua prețul la jumătate, care implicit va scădea costul prețului gigacaloriei, acel facturat populației, va ajunge jur de 200. Și astăzi, la o centrală, dacă luăm în calcul pe lângă gaz și costul la energie, exact, energie, apă, costul efectiv de amortizarea centralei. Da. Chiar și verificările tehnice periodice. Da. Contract de serviciu, dacă există, dacă nu există, acum mai puțin contează, oricum sunt costurile de verificări odată la 2 ani. Rețeaua de distribuție care se modifică, corpurile de încălzire. Undeva să știți că prețul este cam același. Dar, așa cum ați spus, sigur vom ajunge ca sistemul centralizat, din păcate nu astăzi. Ați menționat că e o discuție, că se discută tot timpul că e scump față de alt sistem. Nu sunt comparațiile egale, nu se compară în prețul gigacaloriei în sistemul centralizat între toate costurile, numai cel cărbune și gaz pentru susținere, arderii și așa mai departe. Intră toate costurile care, dacă intră și la o centrală individuală, nu este diferență, nu este mare diferență între acestea. Deci, practic, la un moment dat va fi bine și va fi favorabil să ne întoarcem la acea sursă de încălzire. Aici vreau să vă spun și prețul gazului. Că mă gândeam și la acest, având în vedere legislația privind liberalizarea prețurilor 2014-2016, când prețul gazului va urca, va deveni aproape de 3 ori cel de astăzi, se schimbă raportul și... Bine, dar vorbim despre același gaz pe care și dumneavoastră îl folosiți. Deci în cazul acesta nu vor exista costuri ridicate în procesul de producție al electricității și implicit al agentului termic? Nu, crește cel individual pentru consumatorul casnic. Deci doar pentru consumatorii casnici. Da. Da, este o problemă care, iată, se va rezolva într-un fel sau altul. Dacă se poate, o să mergem spre bine. Depinde. Din păcate, nu astăzi, că de aia se tot discută că de ce am mers pe drumul ăsta. Am mers pe drumul investițiilor și nu a subvenției, a folosirii banilor în investiții, chiar dacă astăzi sau nu de mâine sau nu de astăzi prețul gigacaloriei va scădea raportat numai la investițiile în producție. Nu și cele pe termoficare. Cele pe termoficare, iar ținta este de diminuarea pierderilor cu 30%, pierderilor existente de astăzi. Deci, la un moment dat, în trecutul apropiat, societatea civilă a cerut un raport de funcționare, un raport tehnic al CET-ului.
Va fi oare el la zi cu aceste investiții care se fac acum? Vom putea spune că avem la un moment dat o centrală performantă în Arad, raportat la cele care există în Europa? Sau vom avea ceva de mâna a doua, dacă îmi permiteți să fiu răutăcios? Dacă erau de mâna a doua, nu mai erau finanțate, ca să pornim de la finanțare în discuția. Și sunt cele, să pot verifica astăzi, în țările din Uniunea Europeană, care oferă bune practici, experiență, bună funcționare, eficiență energetică și așa mai departe. Este o tehnologie nouă, nu este depășită, este cea care astăzi se implementează sau funcționează în Uniunea Europeană. Și apropo de potențialul ei, după ce va funcționa la Arad, probabil că acest oraș se va mai extinde. Urmăriți cumva acest trend, dacă există posibilitate de a extinde acea rețea de încălzire odată cu lărgirea orașului, poate în următorii 10, 15, 20 de ani? Bineînțeles că atât extinderea sistemului poate fi luată în calcul atunci când există solicitări, când există noi consumatori sau potențial noi consumatori, cât nu în ultimul rând cei care vor să revină în sistem. Reconectările, rebranșările, bineînțeles, asta este și scopul nostru. Facem investiția. Dacă, ca și o paranteză, în studiu de oportunitate, dacă luăm numai definiția, retehnologizarea sursei de producție privind energia termică în municipiul Arad. Ținta și scopul i-a fost de a avea prețuri cât mai accesibile la energia furnizată populației. În centrul discuțiilor și prioritar este comunitatea prin energia termică care o furnizăm. Ar fi mai multe aici de discutat, dar pentru o primă discuție, pentru care mă bucur foarte mult că am reușit astăzi să o facem aici la subiectul zilei, eu cred că am punctat destul de multe aspecte ale activității dumneavoastră și ale acelor investiții care urmează să se implementeze acolo. Așadar, dacă mai facem un fel de desfășurător pe anul acesta, care mai sunt momentele importante din an, eventual trimestru, semestru și final de an, cam care vor fi pașii mari care se fac anul acesta? Încă o dată, să recapitulăm pentru telespectatori, mai apoi ne luăm rămas bun. Da, referitor la investițiile în sursa de producție, finalizarea etapei întâi cazanului 2 cu funcționarea și punerea în funcțiune și funcționarea acestuia pe gaze naturale, semnarea contractului de asociere cu un investitor în scopul realizării investiției noi, plus operării comerciale a întregii surse de ciclu combinat cu turbină pe gaze cu acumulator de căldură, accesarea fondurilor pe programul de cooperare elvețiano-român, fiindcă așa cum am avut studii și schițele care le-am trimis partenerilor elvețieni, că suntem până în prezent și parteneri cu ei în proiectele de finanțare. Am legat investițiile în sursă cu cele din eficientizarea sistemului de transport și distribuție. Închiderea depozite zgură și cenușă, care ne-a dus atâtea probleme, asta a fost până acum tehnologia folosită. Da. Nu este numai la noi, dar după închiderea sezonului de încălzire am terminat și cu depozite zgură și cenușă. Ar fi în linii mari pentru anul acesta. Da, mai avem conform planului de acțiune privind energia durabilă însușită de municipalitate, tot în 2012, intenții de a face parteneriate sau asocieri pentru depozitul de zgură și cenușă. Aici avem o idee de proiect privind realizarea unui parc fotovoltaic. Acum tot se discută, nu știu unde se face un parc fotovoltaic, asociere, primăria sau anumit privați. Aia încercăm să facem și noi.
ne vor aduce alte venituri, alte surse de finanțare, care vor putea fi folosite de operator sau de municipalitate în alte investiții. Deci, practic, perspectivele sunt bune pentru anul care urmează. O să urmărim cu atenție ce se întâmplă și vom încerca să reflectăm cât mai bine activitatea dumneavoastră, pentru ca și arădenii să fie în clar cu acest nou trend și să fie bine informați despre ce va însemna la un moment dat încălzirea centrală în Arad. Poate există în final doritori pentru a se rebranșa sau a se branșa la acest sistem. Vă mulțumesc acum pentru participare la subiectul zilei. L-am avut invitat alături de noi pe domnul Corneliu Neamțiu, președintele Consiliului de Administrație de la CET Arad S.A. Iar de la dumneavoastră, dragi telespectatori, ne luăm acum rămas bun și vă dorim o seară plăcută alături de Info TV. Numai bine!